ocazia sărbătorilor de iarnă. Urez multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor, tuturor cetățenilor din localitatea Pribăieni. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și în sfârșit de an 2013, eu, primarul Comunei Rociu, urez tuturor locuitorilor Comunei Rociu, argeșenilor și nu numai românilor, multă sănătate, bucurie în casă, belșug, liniște deplină și un 2014 cu bucurii, cu sănătate. Dacă există sănătate, omul poate să le ducă pe toate. Le zic la mulți ani și numai bine! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor de Crăciun, sărbătorilor de Anul Nou, urez tuturor locuitorilor Comunei Băiculești multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez tuturor cetățenilor din Comuna Cătească sărbători fericite, la mulți ani, cu multe bucurii în anul care vine. Urez tuturor cetățenilor din Comuna Boteni, județul Argeș, multă sănătate, fericire cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Să fie sănătoși! Acum, un prag de sărbători, doresc să urez tuturor cetățenilor Comunei Vlădești și tuturor argeșenilor un sincer la mulți ani, un călduros și fericit an, să fie cât mai bogat și cu cât mai puține probleme pentru fiecare cetățean în parte. În numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, urez tuturor argeșenilor, beneficiarilor și salariaților noștri sărbători fericite alături de cei dragi. Noul an să fie presărat cu realizări remarcabile, sănătate și îndeplinirea tuturor dorințelor. Fie ca nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de belșug și fericire. La mulți ani! Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, urez tuturor argeșenilor, părinților copiilor, cadrelor didactice, elevilor, un an nou fericit, cu pace în suflet, cu realizări, cu tot binele din lume și doresc ca fiecare să aibă succesul pe care îl merită. La mulți ani și numai bine! Pentru cadrele didactice din județul Argeș, pentru toți elevii noștri, pentru părinții și bunicilor, un călduros la mulți ani din partea mea și cred că și din partea colegilor pe care îi reprezint. La mulți ani și sărbători fericite! Și fiindcă suntem în ajunul sărbătorilor, aș vrea să mă adresez fermierilor și nu numai, tuturor argeșenilor, fie ca mare sărbătoare a nașterii Domnului Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, să aducă în casele tuturor argeșenilor lumină, sănătate, înțelepciune, fericire și speranță în mai bine. Iar noul an 2014 să-l întâmpinăm cu bucurie, pace în suflet, gânduri bune și curate alături de cei dragi. Sărbători fericite și la mulți ani, dragi argeșeni! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez întregului personal al Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală, cât și beneficiarilor de fonduri europene din județul nostru, multă sănătate și noroc, odată cu tradiționalul, la mulți ani! În calendarul ortodox al lunii decembrie, sunt consemnate mai multe sărbători religioase de mare importanță, una dintre acestea fiind ziua de 25 decembrie, nașterea Domnului sau Crăciunul, cum este cunoscut de toată lumea. Cu această ocazie, toți locuitorii de religie ortodoxă se îndreaptă spre biserică, și îndreaptă gândul cu pietate spre Dumnezeu și spre acest mare eveniment, această mare sărbătoare religioasă. Cu această ocazie aș vrea să urez tuturor chiteștenilor și locuitorilor județului Argeș, mai ales că după 25 decembrie urmează și anul nou, să fie sănătoși, să li se împlinească toate dorințele și pe undeva să fim mai buni, să înțelegem pe semenii noștri. Deci, la mulți ani cu ocazia acestor sărbători. Venirea sărbătorilor de iarnă presupune liniște, presupune frumusețe, presupune întâlnirea cu cei dragi. Desigur, Moș Crăciun,
Crăciunul vine și la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu, cum vine și la celelalte instituții de cultură din municipiul Pitești. Cu acest prilej aș dori să urez tuturor celor care ne calcă pragul, multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și un an 2014 care sperăm să fie mai liniștit și mai spornic. La mulți ani! Sfintele sărbători de iarnă îmi oferă plăcutul prilej de a transmite tuturor colegilor, colaboratorilor și tuturor argeșenilor un gând bun, cu sănătate, fericire și prosperitate, realizarea tuturor dorințelor și un călduros la mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar nu numai, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș urează tuturor iubitorilor de sport, tuturor iubitorilor de frumos în general, să le aducă Dumnezeu multă sănătate, fericire, să petreacă sărbătorile alături de cei dragi și să dea Dumnezeu ca anul 2014 să fie un an în care realizările să primeze, în care punctele negative să fie cât mai puține și în care dorințele noastre ale tuturor să fie cât mai aproape de a fi împlinite. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din partea Camerei de Comerț, tuturor colaboratorilor noștri, membrilor Camerei de Comerț, doresc cu ocazia sărbătorilor cele mai bune urări de sănătate, bucurii, la mulți ani și prosperitate în anul 2014. Cu prilejul sărbătoririi Crăciunului și a anului nou, conducerea penitenciarului Colibaș transmite tuturor angajaților, familiilor acestora, colaboratorilor și locuitorilor județului Argeș un sincer și călduros la mulți ani, sărbători fericite și să ne vedem cu bine. Multă sănătate! Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și anul nou, vă doresc tuturor sănătate, belșug, împliniri, liniște și un sincer la mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă vă doresc multă sănătate, fericire, belșug în casă, iar anul care vine să vă aducă numai împliniri. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă urez tuturor argeșenilor și în special celor care au colaborat și colaborează cu Dacia și salariații de la Dacia multă sănătate și belșug pentru anul care vine. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și apropierea noului an, doresc în primul rând cetățenilor din orașul Mioveni, dar nu numai lor, tuturor cetățenilor acestei țări, multă sănătate, putere de muncă în noul an, liniște sufletească că avem nevoie fiecare de putere să pășim cu dreptul în noul an și să dea Dumnezeu ca viața noastră să se îmbunătățească pe zi ce trece. De asemenea, mai doresc ca din puținul nostru să oferim și celor care din păcate, nu au tot ce le trebuie să pună pe masa de Crăciun. La mulți ani, din partea Serviciei Edilitare pentru Comunitate Mioveni. Urez tuturor colaboratorilor, bascovenilor și, nu în ultimul rând, argeșenilor, sărbători fericite, un an nou, 2014, plin de realizări și toate cele bune. La mulți ani! Dragi argeșeni, permiteți-mi, ca în numele colegilor mei, să vă urez sărbători cu bine, fie că vorbim de sărbătoarea Sfântului Crăciun, fie că vorbim de anul nou, să vă dea Dumnezeu liniște, multă bucurie, să vă dea Dumnezeu pe toți ai casei în jurul dumneavoastră și să avem un an nou cu belșug și cu sănătate. La mulți ani, la mulți ani Antena 1 Pitești, la mulți ani argeșeni! Sărbătorile de iarnă ne dau puterea de a fi mai buni, mai generoși și mai curajoși. Să îndrăznim să visăm și să sperăm mai mult, cu credință și speranța de mai bine. Să credem cu tărie că anul ce va începe va fi mai rodnic și mai liniștit. Doresc tuturor angajaților, studenților, colaboratorilor și partenerilor Universității din Pitești să aibă sărbători frumoase alături de cei dragi, un an nou mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de realizări. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă a noului an, urez tuturor argeșenilor sărbători fericite, un an bun, cu împlinirea tuturor dorințelor. Crăciun fericit, la mulți ani! Doresc tuturor argeșenilor multă sănătate, Crăciun fericit și un an nou plin de bucurii. La mulți ani și inimă bună! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, supermarket Jam,
urează tuturor clienților noștri, precum și colaboratorilor și nu în ultimul rând colegilor noștri, un Crăciun fericit alături de toți cei dragi, un an nou plin cu împliniri și multe, multe realizări și, de asemenea, cu multă, multă sănătate. La mulți ani! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați! La Argintex vă adunați și la toți cadouri luați! Pentru mame, pentru tați, pentru cei apropiați! La anul și la mulți ani! Cu ocazia Sfintele Sărbători ale Crăciunului și a Anului Nou, doresc tuturor angajaților noștri, tuturor colaboratorilor noștri și tuturor românilor multă sănătate, multă fericire și mult noroc. Fie ca nouul an care vine să ne aducă în casă numai bucurii. La mulți ani! Le doresc argeșenilor de sărbători multă sănătate, bucurie, dragoste și să-și găsească liniștea în familiile lor. La mulți ani și să ne vedem cu bine în 2014! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez colaboratorilor, angajaților SECE Conis Romac, multe bucurii, multă sănătate și la mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și totodată de Anul Nou, colectivul Institutului, sau mai bine zis, conducerea Institutul Național de Biotehnologii Ștefănești urează tuturor colaboratorilor un la mulți ani călduros, sărbători fericite, multă sănătate și tot ce își doresc și totodată un an nou mai bun și cu rezultate poate mai bune decât au fost până acum.